Situația alarmantă la Cernavodă din cauza datoriilor de 10 de milioane pe care le-au de achitat societății de termoficare din localitate, sute de persoane riscă să fie evacuate din propria locuință. Reprezentanții societății au dat în judecată 100 de cernavodeni răduplatnici, iar în următoarea perioadă, cei care nu-și achită datoriile la care se adaugă și cheltuielile de judecată, vor putea rămâne fără locuință. Din cele 100 de dosare pe rol, peste 50 includ apartamente ce vor fi scoase la vânzare în perioada imediat următoare. Se scot la vânzare. Urmează alte 47, iar am înțeles că cei de la Raj au deja vreo 200 și apartamente și se vor trezi, care vor fi scoase la vânzare, deci oamenii vor fi puși evacuați. Noi am plecat de la cei cu datorii de peste 10 milioane. Deci cei care sunt acționați în instanță acum au datorii de la 10 milioane în sus. Până la cele mai mari sunt ăștia primii cu apartamentele care se scot și la vânzare, undeva la 80 de milioane. Cernavodenii spun că banii de care dispun lunar sunt mult prea puțini și acesta este principalul motiv pentru care nu reușesc să-și achite facturile la timp. Vă achitați facturile la utilități la timp? Nu. Sunt mari. Exact. Și criza financiară sau criza de buget. Deci banii sunt principala problemă. Exact. De cât timp nu ați mai plătit facturile, de exemplu? Depinde, de o lună, o lună jumate, două chiar. Și ce o să faceți? Când o să le achitați? Când o să dispuneți de bani? Nu. O să le achit atunci când o să fie locuri de muncă. De luni, de exemplu, n-ați mai plătit? De un an de zile. N-ați mai reușit să achitați? Da. Sunt mari? Cam cât vă vine o factură, de exemplu? 600. Suma pe care o are de recuperat societatea de termoficare din Cernavodă de la răuplatnicii din oraș se ridică la peste 1 milion de lei. Gradul de încasare nu a mai crescut deloc în ultima perioadă, iar acest lucru creează adevărate probleme financiare la nivelul societății.